Sau în România, cum aflăm că astăzi e un scandal mare în România, că s-au descoperit sau s-au redescoperit infecții cu anumite bacterii în cadrul spitalelor noastre. Știți conflictul ăla, tragedia cu Colectiv, în care se pare că unii dintre persoanele decedate au murit, din păcate, din cauza unor infecții microbiene în spitalele din România. Păi acum am înțeles de ce unii politicieni din România, când au o problemă, fie la genunchi sau doar splina sau doar după ureche, se duce și se operează în străinătate. Acum am înțeles. Acum am înțeles. Eu am crezut că, mă rog, nu au încredere în medici. De fapt, ei știau situația reală din spitalele noastre. Le frică să se opereze din spitalele noastre care sunt infestate cu bacterii. Intri cu o boală și ieși cu trei. E clar, ăla nu mai este spital în care să te duci cu încredere. Voi fi suspicios. O să încerc să ajung la privat. Dacă ați ajuns la privat, trebuie să plătești o grămadă de bănuți. Dacă lucrez la stat, nu am o grămadă de bănuți, am doar salariu. Și atunci am de ales. Ok, dacă trebuie să mă îmbolnăvesc eu sau familia mea, îmi trebuie mai mulți bani, ce să fac? Păi, pretind șpagă?